În anii trecuți, unele școli din Râmnicu Sărat au cumpărat materialele necesare pentru realizarea lucrărilor de igienizare, reparații și întreținere și prin contribuțiile unor sponsori contactați de comitetele de părinți. Autoritățile spun că în prezent fiecare unitate de învățământ beneficiază deja de fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de curățenie în vederea pregătirii pentru noul an școlar. La nivelul serviciului buget contabilitate au fost repartizate creditele bugetare pentru cheltuielile necesare perioade de vacanță pentru întreținere și reparații în unitățile de învățământ din municipiul Râmnicu Sărat. Unitățile de învățământ își desfășoară programul normal de întreținere, reparații și igienizare a spațiilor, astfel încât la 1 septembrie 2018 cadrele didactice și apoi elevii să vină în unitățile de învățământ să beneficieze de condiții normale de studiu. Anul acesta lucrări mai ample se vor face la grădinița cu program normal numărul 2, acestea vizând consolidarea clădirii unității de învățământ. Suntem într-o etapă de expertiză tehnică în vederea consolidării clădirii grădiniței cu program normal numărul 2 din Râmnicu Sărat de pe strada Păun Pincio. Aceasta ar fi una din investițiile importante pe care le vizăm. În ultimii ani, în niciuna dintre unitățile de învățământ din Râmnicu Sărat nu au fost înregistrate probleme care să pună în pericol debutul noului an școlar.